Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă cer îngăduința să rămâneți în picioare, fiindcă doresc să citesc textul biblic pentru studiul din această seară numit Pildele sau Parabolele Mântuitorului. Pildă sau parabolă înseamnă același lucru. Citim din Matei, capitolul 13, versetele de la 1 la 3 și de la 10 la 18. Matei, capitolul 13, versetele de la 1 la 3 și de la 10 la 18. În aceeași zi, Iisus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țăr. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis, iată semănătorul a ieșit să semene. Versetul 10. Ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis, de ce le vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, iar lor nu le-a fost dat. Căci celui ce are îi se va da și va avea de prisos, adică din belșug, iar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, și măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Și cu privire la ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că mulți proroși și oameni neprihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut. Și să audă lucrurile pe care le-au auzit voi și nu le-au auzit. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Amin. Vă mulțumesc pentru răbdare, vă invit să vă reocupați locurile, să stați în prezența Domnului și Dumnezeu fiecăruia dintre noi să ne dea o inimă deschisă, urechi deschise, așa cum am citit în Scripturi, pentru ca să auzim cuvântul, să-l înțelegem cu mintea și să-l trăim cu viața. Așa cum fratele Marian explica la rândul lui de faptul că în seara aceasta a început ciclul de lecții biblice numite prorocii mici sau profeții mici din Vechiul Testament, așa și eu în seara aceasta spun că începe studiul biblic pentru anul acesta de joi seara intitulat Pildele sau Parabolele Domnului Iisus Hristos. Pildă sau parabolă, însemnând același lucru. Iar eu voi folosi cuvintele acestea și pe unul și pe celălalt, fiindcă au același înțeles. Mai întâi să definim pilda, parabola. Biblia spune, Iisus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice, voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Cuvântul pildă, parabolă, este transliterația cuvântului grecesc parabole, parabolei, care înseamnă a pune lângă, a pune alături. Dicționarul explicativ al limbii române spune că pilda sau parabola este o povestire care servește cuiva drept învățătură prin comparație, drept model de urmat, drept termen de comparație. Povestirea aceasta poate servi ca obiect de imitație, fiind alegorică, cu un cuprins de obicei religios sau moral.
Dicționarul explicativ al Noului Testament definește pilda, parabola, ca fiind încercarea de a pune ceva lângă altceva în vederea comparației. De a pune ceva lângă altceva în perspectiva comparației. Vedeți, atunci când spunem despre un om că este mărunt, dacă ar fi numai el pe fața pământului, n-ar fi mărunt. Dar pentru că sunt și oameni mai înalți, el e mărunt. Numai prin comparație se vede faptul că el e mărunt. Altfel, ți se pare obișnuit. Ce este pilda? Parabola. Seara aceasta am drept scop să facem o lecție de introducere la pildele Mântuitorului, pentru ca mai apoi, dacă suntem bine și sănătoși prin Harul Domnului, să vorbim despre ele una câte una pe rând, așa cum Domnul ne va călăuzi din Scripturi. Pilda, deci, este o întâmplare imaginară cu un singur adevăr central, spusă în contextul și în obiceiul vremii, după tiparul de gândire și de cultură al oamenilor de atunci. Pilda este o poveste care pune un lucru alături de altul pentru ca oamenii să tragă învățătură văzându-le pe amândouă și comparându-le. Conducând oamenii de la lucrurile pământești la lucrurile cerești, pildele Domnului Iisus din Evanghelie devin un drum care unește cerul cu pământul și pe Dumnezeu cu oamenii. O pildă poate fi identificată în Scriptură cel mai ușor, fiindcă cele mai multe pilde încep cu următoarea expresie: împărăția cerurilor se aseamănă cu. Asta este o pildă. Este o comparație. Este pui ceva lângă altceva. Matei capitolul 13, versetul 31. După cum este folosită în Noul Testament, pilda este o povestire pământească, având un înțeles ceresc, duhovnicesc. În Noul Testament sunt multe pilde, e greu să spunem câte, fiindcă multe dintre pildele acestea sunt calificate de alți cercetători ai Bibliei drept metafore. Sunt între 30 și 50 de pilde. Alții le numesc pilde doar pe acelea despre care se spune negru pe alb și Iisus a mai spus încă o pildă. Dar mai sunt și pilde care n-au această expresie introductivă, Iisus a mai spus încă o pildă. Tocmai de aceea numărul lor este relativ. Însă cei mai mulți cercetători ai Bibliei spun, vorbesc despre 27, 30 de pilde, unii, repet, vorbesc și de 50. În general, în Noul Testament, cuvântul pildă este folosit mai mult de 60 de ori. Pilda este o ilustrație luată din viața cotidiană, din viața fizică, și prezentată cu scopul de a face mai clar un adevăr spiritual care ar fi greu de înțeles, care ar fi abstract. Și atunci se ia din viața cotidiană, din viața fizică, o ilustrație, o experiență și se pune în comparație cu un adevăr spiritual. Iar acest adevăr spiritual, care până acum era abstract și greu de înțeles, acum prin comparație devine ușor de înțeles. Așa a făcut Domnul de 12 ori în Noul Testament, spunând: și împărăția lui Dumnezeu, ce e împărăția lui Dumnezeu? Nu știi ce e împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu e cerul albastru? Împărăția lui Dumnezeu e raiul? Împărăția lui Dumnezeu e sala tronului? Împărăția lui Dumnezeu e totalitatea îngerilor? Ce e împărăția lui Dumnezeu? Nu știi să spui ce e împărăția lui Dumnezeu. E un termen greu de definit, aproape abstract. De aceea Domnul Iisus spune așa: și împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un năvod. Și noi care știm ce e acela năvod, vom vorbi puțin mai târziu că și exemplele Domnului Iisus au devenit complicate, pentru că generația noastră nu mai știe ce e acela năvod. Pentru că noi nu mai avem meseria de pescar cum aveau cei din vremea lui. Nici semănătorul, nici agricultorul, nici viticultorul, oamenii trăiesc la oraș,
au mașini, computere, viața lor se desfășoară între blocuri înalte de sticlă, iar parabolele Domnului trebuie neapărat aplicate și explicate, că altfel și ele au devenit depășite, pentru că, în sensul că experiențele cu care sunt comparate adevărurile cerești nu mai fac parte din experiențele contemporane. Uitați-vă la copiii noștri. Câtă legătură au ei cu agricultura? Câtă legătură au ei cu prinsul peștelor? Poate se mai duc din când în când, nu știu unde, cu tata, cu mama, cu o undiță undeva. Dar Biblia vorbește de năvod. Și viticultura cu toate componentele științei respective. De asemenea, înțelesul unei pilde din Biblie este condiționat de cunoștințele ascultătorilor. Nu poți să dai un exemplu care iese din sfera de experiență a omului respectiv. Spre exemplu, să-mi dați mie un exemplu din lumea marinăriei, să zicem, și să-mi spuneți la tribord, ce e la tribord? Tribord e partea dreaptă a vaporului. Dar cine știe, câți dintre noi știu ce e la tribord? Iată dar că atunci când spui o pildă și iei o experiență din viața reală ca să o compar cu un adevăr spiritual, trebuie să iei o experiență care se potrivește cu experiențele oamenilor. Domnul Iisus a știut ce îndeletniciri, ce profesii au oamenii. El când a stat de vorbă cu pescarii, le-a dat un exemplu din pescuit. Când a stat de vorbă cu agricultorii, le-a dat un exemplu din experiența lor de viață, din profesia lor. Dar astăzi sunt mulți oameni în biserică care nu se pricep nici la pescuit, nici la agricultură, nici la viticultură, și e nevoie să existe cuvânt de învățătură explicativ pentru ei, pentru a lămuri pildele. Pentru unii dintre noi care am trăit în România, am muncit pământul, am tăiat vița de vie, am prins pește cu năvodul. Dacă închid ochii, eu văd năvod, văd viță de vie, văd sapa când săpam la porumb, când îl... văd că asta mi-a fost copilăria. Dar sunt oameni în biserică care n-au avut o astfel de copilărie. Ei au avut game-uri, au avut computere, au avut altceva. Și aceste adevăruri abstracte, spirituale, trebuie explicate lor dacă folosim pildele acestea din Biblie, care nu fac parte din viața lor, din experiența lor. Nu vreau să spun că Biblia este depășită, să nu mă înțelegeți greșit. Vreau doar să spun că slujba învățătorului este necesară. Iar dacă slujba învățătorului lipsește, credeți-mă că nu există cunoștință de Domnul și poporul va pieri. Nu e entuziasmul nostru ne ține pe cale, el e necesar. Dar ceea ce ne ține pe noi pe cale este cunoștința de Dumnezeu și puterea Duhului. Observați că regula Domnului Iisus a fost următoarea. Când a vrut să prezinte un adevăr abstract, spiritual, necunoscut, el a folosit regula că a luat un exemplu din experiența umană, l-a pus lângă și a spus astea două sunt la fel. Și atunci oamenii, în baza lucrului cunoscut, pus alături de cel necunoscut, l-a cunoscut pe cel necunoscut. Marea problemă astăzi este că noi punem un lucru necunoscut lângă altul necunoscut și avem pretenția să înțelegem din două lucruri necunoscute pe unul dintre ele, pe cel necunoscut. Domnul Iisus tot timpul a prezentat un lucru cunoscut ca și pe cel necunoscut să-l înțelegem. Aveți grijă când dați un exemplu să fie cunoscut de ascultător, că dacă e necunoscut, n-am făcut nicio treabă decât că am uzat timpul. Semnificația cuvântului pildă este condiționată sau condiționează pe ascultător la cunoașterea culturii vremii. Vedeți, fratele Marian spunea puțin mai devreme despre expresia arunci încălțămintea. Trebuie să acceptăm că în cultura românească nu există obiceiul să arunci încălțămintea. Dar există în alte culturi. Am citit undeva că un misionar american a mers într-un trib, în mijlocul unui trib, să vestească Evanghelia. Și când cineva s-a îmbolnăvit, potrivit poruncii lui Dumnezeu din Biblie, și-a pus mâinile pe capul lui și s-a rugat.
În clipa în care mâinile și le-a pus pe capul lui, toți cei din jur l-au omorât imediat. El n-a știut că în cultura aceea, dacă spui mâinile pe capul cuiva, ești vrednic de moarte. N-ai voie să atingi capul nimănui. Și pentru că n-a știut acest obicei, a plătit cu viața. Fiecare țară are obiceiurile ei. Unele obiceiuri sunt internaționale. Dar nici măcar în România nu se potrivesc toate obiceiurile din Moldova, obiceiurile din Ardeal, cu obiceiuri din Muntenia și așa mai departe. Ei, tot la fel, țara aceasta, Israel, a fost o țară ca toate țările. Ea a avut o cultură și un set de obiceiuri, care aveau o anumită semnificație pentru cei ce le cunoșteau. Dar așa cum limba lor nu înseamnă nimic pentru noi, tot la fel obiceiurile lor nu înseamnă nimic pentru noi dacă nu le cunoaștem. Și să dai un exemplu pe care omul nu-l înțelege, înseamnă să nu știi ce faci. Așa se explică predicile contradictorii din ale predicatorilor. Unul vine și spune că pilda asta se explică așa, vine altul mâine și spune, nu, pilda asta se explică altfel. Ei amândoi au dreptate, numai că au chei diferite. La ce mă refer când spun chei? Biblia are multe simboluri. Și oamenii citesc în Biblie un cuvânt și îl interpretează ca fiind un simbol la ceva. Aduceți-vă aminte, cartea Apocalipsa e plină de simboluri. Când citim cuvântul candelă, înseamnă ceva anume. Când citim cuvântul sfeșnic, înseamnă ceva anume. Ei bine, sunt predicatori care interpretează în mod simbolic două cuvinte din pildă și pilda o ia pe drumul ăsta. Sunt alți predicatori care interpretează patru cuvinte din pildă și dintr-o dată interpretarea lui nu se mai potrivește acelui care a interpretat două cuvinte. Asta este marea dificultate a predicatorilor. Câte cuvinte le spiritualizează? Înțelesul e literal sau este simbolic? Unii interpretează pilda spunând că înțelesul cuvântului e literal. Alții spun, nu-i literal și trebuie interpretat, spiritualizat. Și dintr-o dată asculți două predici diferite din același text. Și stai pe bancă și te întreb, care e adevărată? Interpretarea și înțelegerea corectă a pildelor constă în combinarea trei elemente absolut necesare. 1. Citirea pildei de mai multe ori. 2. Găsirea adevărului central spus de Domnul Iisus, care e ușor de înțeles, care a fost ușor de înțeles pentru ascultătorii de atunci. 3. Stabilirea modului în care primii ascultători s-au identificat cu pilda și cu adevărul înțeles de ei în vremea aceea. Domnul Iisus cu siguranță nu le-a spus o pildă care nu se potrivea cu ei și care nu înțelegea. De asemenea, pilda nu trebuie alegorizată și nici spiritualizată, forțând în mod arbitrar elementele și semnificația pildei. Semnificația spirituală a unor elemente nu este aceeași în toate pildele care apar. Și de asemenea, nu, semnificația acestor elementele nu e transferabilă de la o pildă la alta sau de la o carte la alta. Hai să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vreau să spun. Cea mai obișnuită pildă, pilda samariteanului. Această pildă când a fost dată, Domnul Iisus spune de ce a dat-o. Unde este tălmăcirea pildei samariteanului? Dacă mă uit la frații predicatori, îi vor spune imediat. Este în ultimul verset al pildei. Păi de ce e în ultimul verset al pildei? Pentru că acolo Domnul Iisus spune următorul lucru. Du-te și tu și fă așa. De asta a spus Domnul pilda asta. Ca să spună fiecăruia dintre noi că cel căzut între tâlhari e aproapele tău, tu ești samariteanul, du-te și fă exact ce a făcut samariteanul ăla din pildă. Însă, sunt frați predicatori care absolut toate elementele pildei, element însemnând cuvânt, toate elementele pildei le spiritualizează și spun așa, hanul înseamnă cu tare lucru și vinul înseamnă cu tare lucru și măgărușul înseamnă cu tare lucru și haina înseamnă cu tare lucru și fiecare cuvânt din pildă îl spiritualizează. Domnul Iisus n-a avut deloc scopul ăsta când a spus pilda. El a vrut să le spună oamenilor următorul lucru. Vă veți întâlni în viață cu oameni căzuți. Căzuți în păcat, căzuți în boli, căzuți în necazuri. Și voi trebuie să fiți un samaritean milos. Și ca să spună asta, ca să-i motiveze, a dat o pildă. Pilda i-a impresionat că e o povestioară frumoasă.
Și le-a spus așa, un samaritean a găsit odată pe lângă cineva, ciudat, preotul nu l-a ajutat, ciudat, levitul nu l-a ajutat, dar samariteanul l-a ajutat. Și care e înțelesul pildei? Tu ești samariteanul, du-te și fă la fel. Însă noi pierdem din vedere îndemnul fraților pentru frați să facă asta și tot spiritualizăm pe han, pe vin, pe toate cuvintele care sunt în pildă. Și dăm tot felul de semnificații la pildele Domnului și uneori nu spunem ce a vrut Domnul să spună. Orice pildă are un singur adevăr central. Orice pildă are un singur adevăr central. Nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu cineva și dintr-o dată să-l întrebați, ce ai vrut să spui aici? Ce înseamnă cuvântul ăsta? Și el, în loc să vă explice ce înseamnă cuvântul, vă spune o întâmplare. Nu vi s-a întâmplat de multe ori așa? Nelu Horodincă, care a predicat duminică seara, e un mare povestitor. Ori de câte ori stai de vorbă cu el, îți spune cel puțin 5-6 întâmplări, dar întâmplări scurte din viața lui. Ori de câte ori vrea să-ți explice ceva, nu-ți explică nici matematic, nu-ți explică nici filozofic, ci el face apel la întâmplări scurte și în loc să-ți explice un lucru, spune o întâmplare. Dar întâmplarea aceea are legătură cu adevărul acela pe care nu l-ai înțeles. Cu alte cuvinte, întâmplărica are un singur adevăr central și lovește exact acolo unde trebuie. Așa au fost și pildele Domnului Iisus. Trebuie să menționăm faptul că pildele nu au fost inventate de Domnul Iisus ca și stil de vorbire, mă refer. Ele au fost folosite și în Vechiul Testament. Spre exemplu, în Vechiul Testament găsim 9 pilde. Vă aduceți aminte de Isaia 5, pilda viței de vie neroditoare. Sau de 2 Regi 12, pilda omului bogat și a omului sărac, rostită de Natan când merge la David. Natan nu merge la David să-i spună ai păcătuit, ci îi spune o pildă. Și la urmă îl întreabă, la această întâmplare imaginară, tu cum ai gândi? Și el spune, uite cum gândesc eu, omul ăla trebuie să facă așa și așa și așa. Și atunci Natan spune, întâmplarea nu-i reală, doar mi-am imaginat-o și ți-am spus-o, pentru ca să văd ce zici și să-ți spun acum, tu ești omul ăla. Cât de bine a înțeles acum David lucrul ăsta când i-a spus o istorioară pe care el a ascultat-o și mai târziu și-a dat seama că tocmai el este eroul istorioarei. Pildele rostite de Domnul Iisus însă sunt de neegalat în profunzime, în frumusețe și în concretețea lor. Aproape de fiecare dată când Domnul a predicat, a făcut apel la o pildă și vom vorbi puțin mai târziu de ce a folosit el pildele. Iisus a spus toate aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pildă. Citiți Matei 13 cu 34. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea lucrurile spuse în pilde ucenicilor. Marcu 4 cu 34. Știți de ce le lămurea ucenicilor? Pentru că ucenicii îl întrebau, ce înseamnă pilda asta? Oamenii nu îl întrebau, că dacă oamenii l-ar fi întrebat și lor le-ar fi tălmăci, dar ei n-aveau interes pentru asta. Ei erau doar niște curioși care veniseră cu tot felul de interese la Domnul, să primească bani, să fie vindecați și cine știe pentru ce alte motive. Dar ucenicii aveau interes să înțeleagă Evanghelia și când îl prindeau singur, îl întrebau, Doamne, mai devreme în public ai spus o pildă pe care n-am înțeles-o. Interpretează-o, tălmăcește-o, explică-o. Și el spunea, nici voi nu înțelegeți. Nu, uite ce înseamnă. Care e motivul, în al treilea rând, care e motivul vorbirii Mântuitorului în pilde? De ce Domnul Iisus a vorbit în pilde? Nu este așa de ușor să găsim răspuns la această întrebare. De ce a predicat Domnul în pilde? De ce a folosit el acest stil de vorbire preferențial? Când spun preferențial, spun că unii l-au înțeles, alții nu. În primul rând, Iisus a început să vorbească în pilde din cauza împietririi inimii oamenilor. Citiți Matei 13, 10 la 17. De fapt, recitiți că ăsta e textul pe care l-am citit în introducere. În prima parte a lucrării sale pe pământ, Domnul n-a vorbit în pilde. El a vorbit foarte simplu, încât oamenii să înțeleagă tot ce el a vrut să spună. Unii dintre ascultători însă erau împietriți și batjocoritori.
răstălmăceau învățătura Domnului și muiau inima poporului. Și Domnul Iisus Hristos, văzând că situația aceasta se repetă, a renunțat să le mai vorbească direct pe față și a început să le vorbească prin întâmplări. Și Scriptura spune în Matei 13, 13 la 15, de aceea le vorbesc în pilde, măcar că aud, să nu audă și să nu înțeleagă. Acești oameni nu erau pregătiți să audă adevărurile spirituale pe care Domnul Iisus Hristos le predica. Domnul a văzut și atunci le-a spus în pilde pentru ca ei să nu le mai înțeleagă. Dar în același timp a folosit pildele pentru că atunci când spui o istorioară, ea trezește interesul. Și dintr-o dată fiecare om vrea să audă o istorioară, unde este prezent, în interiorul căreia sunt doi, trei oameni, unul a făcut nu știu ce, unul a făcut nu știu ce, și fiecare suntem interesați să ascultăm o istorioară. Dar Domnul Iisus, spunând o istorioară, în istorioară era un adevăr teologic. Dacă l-ar fi spus așa, ăia și împietreau inimile și nu-l ascultau. Atunci Domnul a intrat în inima lor, fără ca ei să-și dea seama, spunându-le o istorioară pe care ei n-au mai refuzat-o, că nu era teologie. Era o întâmplare din viața obișnuită. Mai târziu fariseii, când Domnul spune o pildă, spune Scriptura așa, au plecat că știa că bate apropo la ei. Nu le-a spus-o pe față, a spus-o în pildă, dar prin pilda aceea ei au înțeles că de ei erau vorba. Ei erau eroii din pildă, numai că Domnul nu le-a spus direct de data asta, cum le spunea uneori, farisei fățarni și așa și așa. Scopul principal al pildelor însă, a fost să ascundă de oamenii dezinteresați adevărurile împărăției, pe de o parte, dar pe de cealaltă parte, să pună totuși în inima lor interes pentru aceste pilde și prin ele să înțeleagă atât cât pot înțelege adevărul lui Dumnezeu. Același lucru Domnul spune și ucenicilor, aduceți-vă aminte de Matei 7,6, să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Dar ce înseamnă asta? Nu predicați celor care batjocoresc predica. Nu predicați! Păi vin frații ăștia buni la inimă și spun așa, dar dacă se pocăiește? E, Domnul n-a fost atât de bun ca noi. Domnul spune, nu aruncați mărgăritarele în gura porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare dezonorându-L pe Dumnezeu, iar pe voi să se întoarcă și să vă rupă. Asta este învățătura Scripturilor. Domnul așa a făcut și așa i-a învățat și pe ucenici. Fiți buni, dar nu slabi. Câteodată e foarte greu să faci diferența între a fi slab și a fi bun. Tot timpul pocăiții au acest risc să devină slabi. Apoi, Domnul Iisus folosește pildele în predicile sale pentru a executa judecata divină, separând pe cei cu inima împietrită de cei cu inima curată care primeau adevărul. Ascultați cuvântul. Căci celui ce are o inimă bună, îi se va mai da. Iar celui care n-are o inimă bună, îi se va lua chiar și ce are. Pildele Domnului au făcut diferență între cei răi și cei buni. Dacă nu existau pildele, nu erau nicio diferență, erau la grămadă. Dar Domnul le-a pus în față un examen. Examenul acesta avea nevoie de interesul lor care să se concretizeze prin Doamne, nu înțelegem, tălmăcește-ne. Ucenicii au pus întrebarea, pentru că au avut interes. Oamenii răi n-au pus întrebarea și au plecat fără să priceapă nimic. Ei, pildele au făcut diferența între cei buni și cei răi. Un al doilea scop al Domnului Iisus. Folosind pildele, metoda pildelor, Domnul Iisus a cernut, a separat pe cei buni de cei răi. Un alt scop a fost să le dezvăluiască adevărurile sau tainele împărăției cerurilor sau împărăției lui Dumnezeu. Prin urmare, cu ajutorul explicării de către Domnul Iisus a pildelor, putem învăța lucruri neștiute despre împărăția cerurilor, fiindcă numai în pilde Domnul Iisus Hristos spune și împărăția cerurilor trebuie comparată cu un năvod. Dar împărăția cerurilor nu e un năvod, e doar o comparație, fiindcă prin năvod înțelegem câteva aspecte despre împărăția cerurilor.
În încheiere aș vrea să vorbim puțin despre tema centrală a pildelor Domnului Iisus. Domnul Iisus spune 12 pilde între pildele pe care le spune, care încep, așa cum menționam, împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu se va asemăna cu. 10 dintre ele fac o comparație la timpul prezent, se aseamănă cu. 2 dintre ele spuneam pe 31 decembrie anul trecut, că 2 dintre ele au perspectivă escatologică viitoare și verbul este la viitor, se va asemăna cu, și e vorba de pilda talanților și de pilda celor 10 fecioare. Observați că tema aceasta, împărăția cerurilor, este tema predicilor de pe munte. Uitați-vă în Matei 5, versetul 3, versetul 10, 19 la 30, sau Matei 6, versetul 10, versetul 33, sau Matei 7, versetul 21, dar nu numai în Matei 5, 6 și 7, ci și în alte locuri unde Domnul a învățat. Că nu numai pe munte Domnul a învățat, spunem noi, predica fericirilor. În pildele acestea sunt accentuate trei teme majore, dar toate aceste trei teme majore se strâng într-o temă și tema e împărăția cerurilor. Dar ele se pot împărți în A, B, C. Caracterul cerurilor, de exemplu, pilda grăuntelui de muștar vorbește de caracterul cerurilor, pilda aluatului, pilda comorii ascunse și pilda pietrei prețioase. Ele vorbesc despre caracterul cerurilor, despre caracterul împărăției. Un al doilea aspect este, o a doua temă, este caracterul regelui. Aduceți-vă aminte de pilda lucrătorilor viei. E o pildă, dar pune în evidență caracterul stăpânului. De asemenea, pilda fiului risipitor, nu e așa că vorbește despre caracterul tatălui? Cum el l-a primit pe fiul cel nemeritos, cum l-a corectat pe cel care ar fi vrut să fie părtinitor, ipocrit? Vedeți, pildele acestea conțin învățătură, dar conțin învățătură în adevărul lor central, nu în cuvintele de explicație cărora noi le atribuim semnificații pe care Domnul nu le-a atribuit. Dar nu, ele nu vorbesc doar de caracterul cerului, al regelui, ci vorbesc și despre caracterul supușilor regelui din cer. De exemplu, pilda samariteanului, nu-i așa că vorbește despre supus? Pilda văduvei insistente, stăruitoare, nu-i așa că vorbește despre atitudinea, despre caracterul supusului? Aș vrea să mai spun ceva. În Ioan nu există pilde. Ioan este o evanghelie separată de Matei, Marcu și Luca. De aceea, evangheliile Matei, Marcu și Luca, primele trei, se numesc sinoptice, adică asemănătoare. Ele vorbesc despre evenimente asemănătoare. Evanghelia după Ioan, a patra, nu este sinoptică, adică nu e asemănătoare. Asta nu înseamnă că e împotrivă, ci că nu vorbește despre lucruri despre care vorbesc acestea. Bună oară! Evanghelia lui Ioan nu vorbește nici de nașterea Domnului, el vorbește despre existența Domnului înainte de naștere, la început era cuvântul. Dar Matei și Luca vorbește de magi, vorbește de păstori, vorbește de staul. Ei, aceste trei evanghelii vorbesc despre aceleași evenimente, timp în care Ioan face excepție. De aceea în Ioan nu sunt pilde. Atunci sunt în Matei, Marcu și Luca. Și aici e o diferență. Matei, fiindcă a fost evreu și a dedicat evanghelia sa evreilor, a folosit expresia împărăția cerurilor. Matei și Marcu, pentru că n-a mai dedicat în egală măsură cu Matei evanghelia evreilor, el n-a mai folosit expresia împărăția cerurilor și a folosit expresia împărăția lui Dumnezeu. El înseamnă același lucru, dar pentru că sunt două expresii diferite, unii teologi au fost tentați să creadă că împărăția cerurilor este una și împărăția lui Dumnezeu este alta. Și predicatori din generația noastră vorbesc că sunt două lucruri diferite și poate că ați auzit unele predici. Eu acum nu vreau să spun că sunt sau nu diferite, vreau numai să vă spun că Matei a folosit expresia împărăția cerurilor și o să spun imediat de ce.
Și Marcu și Luca a folosit împărăția lui Dumnezeu. Frații mei, toate aceste lucruri trebuie să le știm. De ce? Ele fac parte din cartea pe care noi pretindem că o citim, că o înțelegem și că ne stă la baza credinței. Cum poate să stea la baza credinței o carte pe care nu o citim? Cum va ști un om să facă socoteala din cap dacă nu știe tabla mulțirii? 3 ori 2. Păi 3 de 2 ori. Dacă n-ai degete, ce mai faci? Dacă e fric și ai mânuși și mâini și n-au deget? Dar dacă ai tabla mulțirii, dintr-o dată, folosind tabla mulțirii, faci mulțirea. Ei, dacă știi Scriptura, atunci poți să folosești lucrurile din scrise în ea. Dacă nu, nu știi. Matei a folosit expresia împărăția cerurilor pentru faptul că evreii nu foloseau cuvântul Dumnezeu. Meastră, știți că rădăcina verbului a fi este aceeași cu numele lui Dumnezeu din Exod. Eu sunt cel ce sunt. Iahve, spus în limba română Jehova. În limba ebraică nu există vocale și toate punctulețele alea e o limbă complicată. Sunt numai consoane și vocalele trebuie puse de cel care înțelege limba. Ei bine, aceeași rădăcină a verbului a fi stă la baza numelui lui Dumnezeu, pentru că el a folosit verbul a fi când a spus eu sunt cel ce sunt. Și când Dumnezeu a poruncit evreilor să nu ia în deșert numele lui, ei au înțeles că nu trebuie să-l spună toată ziua. De aceea au scos din vocabularul lor verbul a fi. Și spuneau Iahve, adică Dumnezeu, numai în situații în care trebuia să pronunțe numele lui Dumnezeu. Dar verbul a fi îl folosești toată ziua. Eu sunt mărunt, eu sunt de nu știu câți ani, eu sunt cizmar, eu sunt fiecare. Verbul a fi îl folosești de multe ori în vorbirea curentă. Ei, de aceea ei luau în deșert numele Domnului. Așa că, din respect pentru Domnul, au scos din vocabular verbul a fi. Și un evreu nu mai spune eu sunt pe vapor, el spune eu pe vapor. Eu sunt în Chicago, el spune eu în Chicago. De aceea Matei a evitat să spună împărăția lui Dumnezeu și a spus împărăția cerurilor. Dar încă un motiv probabil a mai avut. Evreii erau sub dominație romană. Ei așteptau eliberatorul înțelegând că îi va elibera politic, social, economic, geografic. Ei credeau că va veni liberatorul, îi va alunga pe romani și va întinde din nou granițele, va face țara bogată, armata puternică și așa mai departe. De aceea, Domnul Iisus când a venit, n-a vrut să le hrănească această preconcepție prejudecată. Și dacă le spunea împărăția ceruri, dacă le spunea împărăția lui Dumnezeu, ei credeau că va fi împărăția lui Dumnezeu pe pământ, ca pe vremea lui David. De aceea le-a zdrobit această interpretare greșită, spunându-le să știți că e în cer, nu pe pământ, așa că luați-vă gândul că veți fi scoși de sub autoritatea romanilor. Pocăința n-are legătură cu romanii. Eliberarea de păcat n-are legătură cu romanii. Cine a fost găsit rob în timp ce s-a pocăit să rămână așa mai departe, spunea Pavel. Domnul Iisus n-a venit să ne scoată de sub robiile naționale, să ne mute de la oraș la țară și așa mai departe. Domnul Iisus a venit să ne scoată din păcat. Celelalte lucruri rămân în mare măsură într-o condiție naturală a existenței. Atunci când Matei și ceilalți evangheliști, Marcu și Luca, au folosit expresia împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu, acum nu mai fac diferență între ele, ci le pun la oaltă. Ei au vrut să spună 3 lucruri, ba chiar 4. Prima dintre ele a vrut să vorbească despre domnia lui Dumnezeu. Ei au vrut să-i conștientizeze pe oameni de domnia, de suveranitatea, de autoputernicia lui Dumnezeu, cu care noi nu avem dreptul să ne comparăm. Așa se face că în Luca, capitolul 17, versetul 21, Luca zice, să nu credeți, e învățătura Domnului Iisus, să nu credeți când vi se va zice, uite împărăția aici, uite-o acolo, să nu credeți, să știți că împărăția e înăuntru vostru. Să nu vă duceți în Iudeea, să nu vă duceți în Samaria, să nu veniți în nu știu unde, în Galileea. Nu, împărăția nu va, când va veni va umple pământul, dar e în inima voastră, prin credință. De asemenea, vrea să le vorbească de faptul că această împărăție este spirituală.
Așa se face că Domnul îi spune, împărăția mea nu e din lumea aceasta, dacă ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar împărăția mea nu e de aici, împărăția mea nu e fizică. Eu nu o să vin să stau în locul lui Pilat sau al lui Irod și o să conduc pentru 50 de ani națiunea evreilor, o să murim toți și o să vină alții la rând. Nu, împărăția mea e veșnică în lumea spirituală. De asemenea, Domnul Iisus, prin expresiile acestea, împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu, a vrut să mai spună, pe lângă suveranitatea lui Dumnezeu și faptul că împărăția e spirituală, a vrut să mai spună că ea se manifestă astăzi vizibil prin biserică. Biserica lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu au fost folosite cu același înțeles. Aduceți-vă aminte de Matei 25:34, am să citesc. Atunci împăratul împărăției va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântații tatălui meu și moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la crearea lumii. Cui va zice? Celor din împărăție. Cine sunt cei din împărăție? Biserica Domnului. Iată dar că împărăția lui Dumnezeu pe pământ astăzi se manifestă în biserică. Dar va veni o vreme, după ce pământul acesta va fi distrus, când împărăția lui Dumnezeu va deveni fizică și plenară. Și ultimul înțeles este faptul că această împărăție a lui Dumnezeu a fost inaugurată la cinzecime, după cum citim în Fapte, capitolul 2. Însă în viitor împărăția aceasta va culmina atunci când Domnul Iisus Hristos va reveni și, așa cum spunea Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 24, va da împărăția în mâinile Tatălui. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele, unde? În împărăția Tatălui Său. În încheiere vreau să spun câteva cuvinte despre interpretarea pildelor. Unul dintre riscurile interpretării pildelor este să găsim foarte multe semnificații fără să căutăm un singur adevăr central și fără să ne gândim la înțelesul și la contextul vremii, culturii și obiceiurilor în care a fost Domnul Iisus Hristos atunci când a vorbit. În 1 Timotei, capitolul 1, versetele 7 la 8, Pavel spunea: sunt unii oameni care vor să fie învățători ai legii și nu știu nici ce spun, nu știu nici ce urmăresc, noi știm că legea e bună dacă cineva o întrebuințează bine. Dragii mei, pildele Domnului Iisus Hristos sunt adevăruri ascunse, mascate în cultura și obiceiurile vremii. Ori dacă vrem să le interpretăm corect, trebuie să descojim ca pe ou de coaja obiceiurilor și culturii vremii și să intrăm în semnificația dumnezeiască și spirituală a învățăturii pildelor. Am vrut să vă spun aceste lucruri ca o lecție de introducere la pildele Domnului pe care le vom studia anul acesta, sper din toată inima, spre folosul nostru. Mă rog lui Dumnezeu să primim în inima noastră motivația să cercetăm Evanghelia și să înțelegem că cercetându-L avem viață veșnică. Acum vă invit să ne ridicăm în picioare și împreună să ne rugăm. Să ne rugăm pentru anul acesta să fie de folos în studiul Scripturilor și Domnul să ne dea disponibilitate și călăuzirea Duhului. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața